Colegii de la Nextar în acest sezon au o găselniță interesantă. În fiecare seară de joi, în timpul show-ului, se deschid liniile telefonice la 1272. Vă puteți vota favoritul și chiar de nu trece mai departe prin votul juriului, ajunge în final la Nextar, în chip de favorit al publicului. Dăm un telefon chiar acum. Alo? Alo? Daria? Da. Salut! Salut! Dani sunt. Da? E maxim de glumă pe care, maximum de glumă pe care. Daria Peltea? Nu vă aud foarte bine. Nu contează. Ești Daria? Da, sunt Daria. Din Megidia? Da. Care a cântat atât de frumos aseară la Nextar? Da. Și care mai stă 2 ani până să vină la X-Factor? Da, da, de ce nu? Am înțeles. În ce clasă ești, Daria? A șasea. A șasea. Înveți de da. După amiază. Nu, era școală acum. Și e toată clasa acolo? Ce zicem? Sunt fetele acolo? Da, și băieți. Și băieți? Ia pune-mă pe speaker. Să vă pun pe speaker acum. Să vă pun pe speaker, m-a durut asta, direct sunt picat. Mai pus pe... Alo? Da. Clasa șasea? Da. Ca să facem cunoștință, vă rog să vă strigați numele la semnalul meu, toți odată. Doar prenumele, nu doar, nu tot numele, da? Ce oră aveți acum? Daria, ce oră aveți acum? Engleză. Se aude? Da. Daria. Da. Doamna profesoară e acolo? Scoate-mă de pe speaker, că nu te aud. Gata, stai așa. Doamna profesoară de engleză e acolo? Nu. Ok, nu o să spunem la ce școală. Adică veți. Noi suntem pe hol, poate în casă, nu știu. Treaba ei. Dar voi ce faceți pe hol? Vorbim. Vorbim în engleză. Da, m-a dat afară? Nu ne-a dat afară, noi am vrut afară. Și acum e suficient să vrei și te lasă să ieși? Nu știu, da, probabil, nu știu. Poți să intri în clasă să-mi dea la telefon pe doamna profesoară? Păi stați acum să intru în clasă, că nu știu dacă e, dar dacă este, dă-te la telefon, da? Sau... Dacă este, mi-o dă, da. Da, și dacă nu este, ce fac? Da. Da, e frumos. E acolo? Stai un pic uite acum. Imediat sunt în clasă. Gata, e în clasă. E în clasă? Da. Alo? Alo? Da. Să rămână bună dimineața, Răzvan, sunt de la Neața cu Răzvan și Dani. Bună dimineața. Știu că e 1 aprilie, s-ar putea să vi se pară o farsă. Știu că sunteți la ore. Da. Sunteți în direct pe Antena 1 acum. Da. Da, și știți că... Da. Știți de ce am sunat? Aveți idee? Da, presupun că pentru Daria, care este în concurs la Nextar. Perfect, pentru Daria, care este în concurs la Nextar. Și aș vrea să-i transmiteți dumneavoastră din partea noastră că aseară a primit 22% din voturile exprimate prin SMS, da. Iar publicul Nextar a hotărât ca Daria să meargă în marea finală Nextar. Vă mulțumesc, Nextar, este o veste foarte bună, pentru care se va bucura foarte tare Daria. Și dorim succes în continuare și vă asigur că toți colegii și profesorii vor susține în marea finală. Ați votat-o aseară? Bineînțeles, bineînțeles, știam că... Wow.
Deci se aude, da? Da. Cred că vă iubesc cam tare copiii ăștia, doamna profesor. Deci nu mai este nevoie de niciun climator din fața mea, să auzi câte tare s-au bucurat copiii. Vă mulțumim pe această cale, vă invităm în cancelarie să adnotăm această poziție. Da. Daria! La revedere! Să rămâna! La revedere! Fumne cei la Megidia! Așa se întâmplă în fiecare zi de vineri, dăm un telefon să anunțăm preferatul publicului în competiția Next Star. Daria din Megidia merge direct în finale cu doamna profesoară de engleză cu tot. Aplauze pentru Daria!